Un aspect care îi dă unicitate comunei Parța este existența a patru biserici în aceeași intersecție, lucru nemai întâlnit în România. Vorbim despre Biserica Ortodoxă Română, Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă Sârbă, ultima fiind și cea mai veche, construită în 1847. Pe lângă acestea, în comună mai sunt Biserica Penticostală și Biserica Baptistă. Preotul Simeon Bistrian păstorește Biserica Ortodoxă Română de la Parța de 19 ani și spune că oamenii locului au fost credincioși din cele mai vechi timpuri. Oamenii din Parța, locuitorii de atunci ai localității, erau credincioși. Lucrul ăsta s-a păstrat și s-a transmis ca dovadă că, din punctul ăsta de vedere, Parța este unicat. Nu o să întâlniți niciunde în Banat și bănuiesc că nici în România o localitate în care în patru colțuri, într-o intersecție, să fie patru biserici. Am înțeles că ar mai fi undeva la Cenat patru biserici, dar nu vis-a-vis, una, atât de aproape încât aproape se confundă. Să știți că aici foarte des oamenii confundă bisericile, vor să ajungă la una dintre ele, nimeresc în alta, într-un final se dumiresc și ajung unde trebuiește. Prin diversitatea cultelor religioase, oamenii din Parța au dat dovadă din cele mai vechi timpuri de toleranță și de acceptare, indiferent de confesiunea din care fac parte. Biserica Greco-Catolică din Parța împlinește anul acesta 120 de ani de la sfințire, iar preotul care o păstorește crede că prin credință omul învață nu doar să conviețuiască, ci și să își iubească aproapele. În general, Banatul se evidențiază printr-o multiculturalitate și printr-o foarte mare toleranță. Românii sunt toleranți prin natura lor, sunt oameni credincioși care întotdeauna au fost cu frică de Dumnezeu și a fi creștin înseamnă tocmai a fi tolerant. Convețeau împreună, se închinau fiecare la biserica lui, își respectau tradițiile, chiar participau uneori unii la sărbătorile celorlalți pentru că sărbătorile nu coincid. Lucrul ăsta s-a văzut și în faptul că au fost și încă sunt familii mixte între români și maghiari, între români și sârbi și acolo în familie cu atât mai mult e necesar să se trăiască această comuniune și multiculturalitate, chiar la nivelul cel mai de jos. Parța este o comună cu aproximativ 3.000 de locuitori, iar preoții comunei afirmă că o bună parte dintre aceștia frecventează duminică de duminică lăcașurile de cult.